Bună ziua, dragilor! Așa cum v-am obișnuit, mai mergem și noi pe la plimbări, ne mai călătorim. Și acum, fiind o zi frumoasă, deși răcoroasă, dar frumoasă de primăvară, să ne plimbăm puțin prin parcuri. Și am ajuns și pe la stadionul municipal din Râmnicu Vâlcea. Am văzut că acolo se construiește încă un parc. Am fost să-l vizităm, o să vedeți că am aflat și când se va fi inaugurat acel parc, pe tot 30 martie, parcă. Deci astăzi suntem în 18 martie, vă dați seama că mai este puțin tel. Și am zis că să vă arătăm câteva aspecte ale parcurilor vâlcene. Acum suntem în cunoscutul parc Zăvoi, cu toate ale lui. Frumos, liniște, care se plimbă, dar haideți să nu mai lungim vorba, să trecem un pic la treabă. Și să vă arătăm o primă imagine. După cum vedeți, aici este la stadion, acolo, la terenul de fotbal. Ne vedem noi acolo că minunatul da? Domnul primar, haideți să ne ocupăm și de tabela asta, că știm că se poate, domnul. Bun. Tot despre stadion. Frumos. Se lucrează intens acolo, după cum puteți vedea. Și puțin mai spre Olănești de stadion, dar încă nu s-au finalizat lucrările pe aici, se modernizează. Stadionul municipal Râmnicu Vâlcea se modernizează. Încă nu a terminat gardul, un gard foarte interesant de altfel. Puțină vopsea mai trebuie pe acolo, nu? Așa. Iată și sigla foarte frumoasă. Cam așa va arăta gardul. Destul de frumos, zic eu. Interesant. Nu se poate sări. E, nu. Niște decupaje foarte interesante. Așa. Să vă mai arătăm. Ce vă mai arătăm pe aici? Da, și mai sus de stadion, după cum puteți vedea, este noul parc. Un parc destul de interesant, zic eu. Toată lumea zice, bine, dar, domne, nu era parcul ăsta aici, Zăvoiul, mai trebuia și ăsta. Dacă așa au vrut cetățenii, că bănuiesc că primarul face și el în urma unor ședințe de consiliu, care consilierii spun, domne, asta vrem să facem. Da. Și am avut bucuria de a întâlni un cetățean care ne poate spune mai multe, chiar aici, în mijlocul tinerilor. Și să vedem ce zice domnia sa. Văd aici la
Domnule, ce le spuneți? Ce... Ce să spun? Ce va fi aici? Un... Facem un... Pe 30 inaugurăm parcul. E făcut pe fonduri europene. Are un loc de... 30 martie? Poftim? 30 martie, acum. Da. Are un loc de fitness în aer liber pentru tineri. Uite aici, băieți forțoși. Acolo va fi o scenă în care vor fi spectacole. Unde? Aici, în mijloc? În spate, în spate. Acolo, acolo în spate. Scenă. Acolo sunt două locuri de joacă pentru persoane cu handicap. Alea două. Aici e o tiroliadă de aia. Deja e. Am văzut tinerii făcând scaliana sau... Da. Asta e un loc foarte... Despre stadion, ce mai spuneți? Că... Acum jucăm un meci, se joacă... Am văzut că se fac niște lucrări acolo. Da, modernizăm. Modernizăm toată partea de gardul, că era pericol să nu pice pe trecători. Da. Am depus documentele, poate vă reușim să facem un stadion nou, dar asta nu depinde de noi. Dacă... Se tot aude cu pădurea. Care e, domnule, scandalul? Care? Pădurea Parc? Am privat Pădurea Parc, Pădurea Parc e a noastră, pentru pădurele de guvern. A noastră, adică sunt, a primăriei. Da, a primăriei, a bunceților. Da. Și acolo se face un concurs de soluții, se face un parc. Pădure Parc, exact. Nu, toată lumea zice că o să defrișeze acolo. Nu mă tâmpiți, se poate spune. Ascultați niște dobitoci care vorbesc de pe jale. Păi, au cam dispărut spațiile versii de asta. Unde au dispărut spațiile verzi? Păi, unde s-au mai făcut tot felul de... Păi nu poți să faci. Aici a dispărut spațiul verde. Aici era o mizere de nedescris. S-a făcut spațiul verde. S-au plantat sute de copaci. Uitați-vă. Și arcadele acestea ce sunt? Asta luminează și acolo este să vor pune niște plante care vor crește și vor acoperi și acolo loc încă de stau oameni. Așa a fost. Da. Ce mai trebuie în parc acum? Ia să vedem dacă, așa cu ochiul dumneavoastră, dacă spuneți, bă, că asta trebuie. Acum, ce mai trebuie? Ce lipsește? Coșuri de gunoi, care vin cu montate, coșurile v-a dus. Chiar vreau să vă întreb, au venit, dar nu sunt gata. Coșurile sunt acolo. Chiar am vrut să vă întreb când inaugurați, ca să venim să... Vă criticăm atunci. Succes, băieți! Interesant ce spune domnul primar, nu este așa? Ne bucurăm că chiar am avut acest noroc chiar să ne întâlnim pe domnul primar și să spună chiar dumneia sa ce se întâmplă acolo. În speranța că aceste informații vă sunt utile, noi păstrăm în arhivă declarația și dacă mai vreți pe viitor, cine știe cui, ce primar să luăm la întrebări, să punem întrebări, să ne spună, domne, ce avem nevoie, cel mai bine ne scrieți. Acum am vrut să-i vorbesc domniei sale și cum e cu parcările astea care ne-au terorizat. Nu mai există, nu mai pot să-ți parchez mașinuța. Da, așa. Dar am fost lor prea dânscuri, n-am avut așa întrebările pregătite. Ce au fost și mie pe moment. Haideți să ne auzim cu bine, Doamne ajută, și nu uitați să rămâneți aproape de noi. Asta este Parcul Zăvoi. Pentru dumneavoastră a fost Viorel Chiarescu. Vă mulțumim, Vrăcini.